Uite, vezi ce telefon am, ce aparat de fot am și ce suport are. Uite. Băi, nu sunt materialiste toate. Sprijin, ce sprijin? Păi dar toți ne sprijinim pe picioarele noastre, nu e adevărat? Și mai ales că vreți egalitate, nu? Vreți egalitate? Păi dacă e egalitate, atunci nu că e bărbatul, ce să mai sprijine? Că v-am dat toate drepturile, nu? Nu, nu. Tu știi greșit. Eu nu pot cu tine să scriu, știi? Pe motivul că scrii prea repede. Înțelegi? Foarte repede scrii și nu reușesc să țin ritmul cu tine. Și da, uite, am posibilitatea, așa, voce să-ți spun că nu e așa, diferă oamenii. De-aia m-am dat pe mine însumi exemplu că și eu am avut o relație, hai că să spun așa, în față, relație. Deci am avut o femeie cu care am făcut dragoste. Și mă programa așa la sfârșit de săptămână, că era patroana, a crezut că ea poate așa. Numai la sfârșit de săptămână și am spus, băi, dacă e numai așa de sfârșit de săptămână, nu o să dureze, pentru că nu mi-a dat ea pace. Să-ți spun și aia că a fost mai în vârstă decât mine cu vreo un an jumate. Și am acceptat, pentru că atâta tot eram singur și eram dezamăgit de viață și atât am refuzat-o, m-am întâlnit cu ea și am refuzat-o, știi? Deci am curaj să spun așa direct, pentru că nu știe românește. Chiar dacă mă urmărește pe undeva, tot nu știe că despre ea e vorba, că nu spun direct. Nu? De fapt, ar putea să-și dea seama dacă ar ști foarte bine românește și ar ști așa repede să înțeleagă când spun. Deci aia e, știi, că nu m-am uitat la banii ei, că nu m-am interesat banii. Înțelegi? Mi-a interesat că m-a iubit și mi-a plăcut că m-a iubit, nu? Dar când a început prima oară să facă pe grozava că ea e cine e ea și are ședință și nu știu ce, atunci am făcut o criză de nervi și am încheiat bălciu. Și crezi că e fericită? Nu e fericită pentru că o văd pe Facebook și e tot solo și rămâne solo și moare solo. Murim și noi bărbații solo și femeile încăpățânate mor solo. De fapt, bărbatul și femeia nu se înțelege. O zi plăcută.